Bună! Mă numesc Rea. Mă numesc Dina. Și urmăriți Rea și Dina, dragi noștri, la penultimul clip am avut 9000 de like-uri, 9500 cred, acum trebuie aproape să facem aproape 10000, deci trebuie să ajungem 10000 de like-uri. Da, deci trebuie să lăsăm toți în momentul de față like, comment și share să ajungem la recomandate. Și subscribe neapărat, deci aveți 5 secunde acum să dați un mare like. 1 2 3 4 5, dacă dați like și șmecher. Avem un concurs pentru voi, dar trebuie să stați până la sfârșitul vlogului, da, pentru toată lumea. Așa că hai că vedem. Hai că vedem la sfârșit. Lista preamărită listă. Avem niște puncte. Hai să dăm un pupicel. Avem niște puncte, sper să nu am ruși pe dinți până la sfârșitul vlogului. No, decât mi-ai umplut mie lista de ruși. În fine, da, primul punct. Bogdan Mocanu a fost la noi acasă. Mă, de multe speculații la asta. Măi, au apărut niște poze pe net cu același cadru de aici din spate, cu el făcând păi, story. Păi și nu le-ai spus că avem același zidar? Ideea e că nu, el nu a fost la noi acasă, dar avem același zidar și aceleași perdele și aceeași canapea și aceleași perne, dar nu este ceea ce pare. Nu băgați de seamă, nu. Zici că ești un sos de la care ai înșelat și nu e ceea ce pare. Nu, a fost, a venit să repare chiuveta. Adevărat? Da, repară chiuveta, da. Ok, trecem mai departe, nu? Dați un like pentru noi, pentru că da, noi suntem da, aici. Da, în fine. Andreea Pirui și-a scos verigheta, dragilor. Știți după vlogul nostru. Trecut, da, am spus în vlogul trecut că ea poartă verighetă cam în fiecare zi, da? Și verigheta purtată pe mâna stângă înseamnă căsătorie. Logodnă. De-aia nu mi-am făcut tatuajul aici, pentru că nu, acolo tu stăpâi verigheta. Și ea a purtat verigheta și acum și-a scos-o pentru că au vacanță. După cum știți, concurenții au vacanță, deci nu sunt eliminați, nu e la eliminat. Nu e rusul, ei au vacanță în România, se vor întoarce înapoi. Până duminică se întorc, adică da, mâine. Așa că, Andreea, mulțumim că ne iei sfaturile și că... În serios, da. Da, și că le urmezi. Bobby Cioie și Berna se reîntorc, este întrebarea tuturor, da, în urma acelui story pe care l-a făcut Berna. Hai să vedem. Mergi în Turcia, Bobby? Da. Da? Haide, că avem avionul imediat. Da, clar, logic. Mamă, băi, băiatule, băi, ar fi ceva, băi, ce Berna, dar știți care e faza? Eu am primit o poză cu Berna și are o burtică cam mare, o să vă pun aici poza. Tu crezi că e gravidă? Băi, nu știu, acum nu zic că și eu am burtică. Mă, și care e chestia? Că ea este foarte slabă, adică la ea se vede, adică nu se vede ca la mine, de exemplu, care sunt mai plinuță și oricum am burtică, se vede diferit. Are, o să vedeți aici poza, are puțină burtică, dați în comentarii ce părere aveți, nu știu dacă se întorc, probabil a fost doar o glumă. Posibil să a fost o glumă, pentru că am văzut pe internet că Bobița are iubită. Da. Eu am văzut altceva, dar rămâne să vedem pe parcurs. Stați aici. Am o veste pentru tine. Stai, dacă vrei să vezi cine iese în gala asta, spune sfârșitul vlogului. Adevărat, vrei să știi cine iese în gala asta? Deci nu în gala asta unde iese Bogdan Mocanu, gala viitoare să știți cine iese. În continuare, vreau să spun ceva foarte spune mișto. Draga mea. Că tot ai plâns de în ultimele 5-6 vloguri că vrei să se întoarcă Roxana. Se întoarce Roxana. Dar știți care e faza? Mamă, ce surprinsă pare. Toată lumea știe că Roxana când a plecat din Turcia a plecat fără viză și are interdicție 3 luni. Eu am spus asta în vlogurile trecute. Da, că are interdicție 3 luni, dar acum cine știe cum se poate plăti chestia posibil asta. Posibil să-i fi refăcut ce dar la... Am auzit foarte, foarte multe zvonuri. Acum să vedem, cred că dacă s-ar întoarce Roxana ar avea mai mult rating. Acum să vedem. Dar știi ce mai știu eu de Roxana? Roxana a fost văzută în mall cu cine? Cu Turcu. Când? Ieri. Roxana a luat cina, domne, cina cu Turcu în mall. Era la ce au mâncat? La chopsticks. Oh, și ne mâncăm la chopsticks. Deci aveți aici poza sau unde? Nibari vor forma un cuplu, oare s-au vorbit de acasă? Băi, dar de unde până unde Roxana cu Turcu? De unde până unde? I-am mai scris și alte concurenți în casă. Cui? Lui Iulian. Roxana a scris lui Iulian? Da. Băi, ce aici? Că nu mai mamă, deci o să fie acolo, Mocanu e acolo, Mocanu așteaptă pe Ana, intră Roxana. Roxana o să fie cu Turcu. Roxana poate să fie cu Turcu, fetele... Da, fetele. Vreau să văd în comentarii pe cine vreți voi înapoi la Puterea Dragostei. Cine vreți să revină, cine Roxana? Cine vreți să revină dintre foștii concurenți din sezonul 1? Și mai e o chestie. Ce? Eu știu pe cine aș vedea-o pe Roxana, cu cine aș vedea-o că se bate iar. Cu cine? Cu Bia. Băi. Dai seama că Roxana vrea să fie într-una cea mai frumoasă. Adevărat și așa. Și Bia așa. La fel. Eu sunt cea mai Bia, inteligentă. Bia în promo. Băi, nu! Fii frate tu cum ești, nu!
În fine, Iancu, o nouă cucerire. Doamne! Are iubită, Iancu are iubită, am înțeles că se țineau de mână, nu? Avem aici niște poze din surse sigure, i-au intrat de mână așa, așa de mână. Se țineau așa de mână. În restaurant și era așteptat-o sau nu știu care a fost faza. Este brunetă. Nu pare rea. Este brunetă, știți că noi primim tot, așa că dragii noștri, uitați-vă la puterea dragostei și ne trimiteți-ne tot ce vedeți acolo anormal sau urmărițe pe concurențe. Urmărițe! Exact, așa că felicitări, Iancule, pentru iubita ta. Oricum am înțeles că a fost și el în București weekendul zilele trecute. Da, știți cine a fost în București zilele trecute? Cine? Bogdan Mocan. Nu, stai puțin. Până atunci avem un mare concurs. Dragilor, avem un concurs foarte un giveaway real. Un giveaway real pentru că vrem să vă arătăm că e real, pentru că am zis să vă arătăm produsele în vlog. Și giveaway-ul o să fie pe Instagram, dar o să aveți pașii aici. Deci, locul întâi vor fi trei câștigători. Locul 1 nu mai stai puțin. Pe locul stai puțin, te rog. Locul întâi este acest set. O să câștigi acest set. Locul numărul 2. Aceste lănțicuri superbe. Superbe, deci mi-am luat și eu, nu vă zic, deci mi-am luat, azi am fost să-mi iau. Și locul 3, numărul 3, simplu, doar acest lănțișor. Deci sunt superbe, dragii noștri, sunt pași foarte găsiți simpli. Găsiți acest concurs, dacă vreți să participați și voi băieți, pentru că aveți și voi mame, iubite sau mături. Femei sau... în viața voastră. Exact. Tot ce trebuie să faceți, da, o să punem... Oameni, o să punem pe Instagramul Rea și Tina Oficial, iar aici veți găsi postarea. Și pe Instagramul Rea și Tina Drip. Da, deci pe Instagramurile noastre. Nu mai participă nimeni la concursul ăsta în afară de noi, da? Tina Drip, Rea Dea și Rea și Tina Oficial. Deci adică trebuie neapărat să intrați pe Instagram acum, să ne dați follow și să urmăriți pașii concursului. Și de asemenea, concursul se termină peste o săptămână. Deci doar o săptămână. Eu zic în fiecare să spunem pașii. În fiecare săptămână vrem să facem un alt concurs. Ok, deci pașii sunt: follow Rea Dea, Tina Drip, Rea și Tina Oficial, like la acest clip neapărat, comment cu particip, subscribe RNT Spice Vlog și Rea și Tina. O să punem aici mare, mare pe toți pașii, faceți un print screen și acum urmați-i, pentru că este aceștia foarte sunt important. Aceștia sunt și nu este deloc greu să urmați pașii. Ideea e că ne-am vrut să organizăm acest concurs, genial. Să organizăm acest concurs singure, pentru că nu vrem să pară concurs fake, pentru că nu face cursuri fake. Ne-am cumpărat împreună, exact le-am cumpărat împreună, deci nu vreau să aud. Deci toată lumea să participe și dacă acest concurs va funcționa și să fie foarte mult participanți, noi... O să facem un concurs săptămânal. Săptămânal. Exact. Orice. Orice. Să vedem. Ok, acum continuăm cu subiectul următor. Bogdan, întâlnire cu Ana! Ce toată lumea știe că în momentul în care Bogdan a aterizat în România, mai precis în București, Ana l-a așteptat în aeroport pentru că a făcut un story. Hai să vedem. Superior. Hai da. Să vedem. Ia uitați cine mă așteaptă. Ia uitați cine mă așteaptă. Și avem și niște pozici că Bogdan a avut niște vestări la mânuță și după a apărut direct la Ana. Băi, noi ne bucurăm. Ideea este că Ana nu poate... Sau nu sunt împreună? Băi, nu știu, dar problema este că Ana nu poate fi votată pe site. Când vrei să votezi pe Ana, apare o eroare. Adică ei nu mai vor pe Ana înapoi și este și logic de ce nu mai vor. Pentru că dacă vine Ana, o să facă cuplu cu Bogdan, nu? Da. Și nu o să mai poți să facă cuplu cu Bia sau cu oricine altceva și deja devine așa că Bia ar fi relevantă pentru sezonul 2 și au mai multe nevoie de Bia pentru că e mult mai vocal. Senzualitatea. Dar mie îmi place de Ana. Și în mie. Fine, Madalina eliminată în gală. Da, dragii noștri, au fost scoși în față Madalina cu Rusu și cu Rusu, dar Madalina a fost eliminată deoarece Rusu a avut 4 voturi și Madalina, oricum Madalina vrea să plece acasă. Deci oricum vrea să plece. Știi, asta e, că avea să plece de vreo săptămână, două acasă, așa că, dragă Madalina, dacă ți-ai împlinit visul, ne mulțumim, Doamne, ne bucurăm pentru tine și poate nu e pentru tine această emisiune, poate ești mai da, liniștită. Cine știe, oare cu cine stă el acum în cameră? Da, o să poate stai, o pune nu, cu Bia. Cu fata nouă, cu Larisa, cred. Ah, posibil, posibil. Sigur, cu Larisa. Posibil. Am un mesaj. A, spune. Ce concurent? Concurent nou, intră un concurent nou. Doamne, să punem aici pozele. Ce părere ai de ele, frumușel? Îl cheamă Rucu Robert, are o poză și cu Nicolas, observ. Băi. Este prieten cu toți, am zis că e prieten și cu Bogdan Mocanu. Da, dar nu știm de la el asta. Mamă, ce emisiune frumoasă, ok, dragii noștri. Deci, acest concurent nou mi se pare drăguțel, acum nu știu să vedem cum o să fie. Băi, e simpatic, acum da, să vedem, oricum. Să vedem, acum vedem continuarea. Mariana are un mesaj pentru noi toți. Dragii noștri, acum trebuie atenție maximă. Până să vă citesc mesajul, trebuie să dați un mare, mare like. Vreau să bubuie acum de la 500 Haide de like numărăm, la 100. Dar numărăm de la 1 la 5. Haide, dar timp să în care voi toți aveți, doamne, timp în care voi toți aveți timp să dați like. În fine, haideți. 1, 2, 3,
4, 5. Acum au crescut cu 2000 de like-uri. Voi iubim multe familie, voi fi. Și că sunt la petrecere. Mamă, mă fac MC, frate, mi-au microfon. Dragii noștri, Mariana are un mare mesaj pentru voi. Care sună cam așa. Îmi cer scuze de absență. Nu funcționează aplicația Instagram la telefonul meu. Stau de pe telefonul colegei mele. Semne exclamării. Încerc să răspund la toți. Semne exclamării. Sper să reușesc. Semne exclamării. Mai erau vreo două semne exclamării. Aplicația Instagram nu funcționează pe dar telefon. Nu! Încerc scuze de absență! Deci, dragi noștri... Cu P! A scris cu P! Absență! Pe mama când o suna de Riga și spunea da, are 50 de absențe, parcă spunea absențe, nu absențe, pentru că toată copilăria am fost traumatizată de absențe. Pronunță mai bine, deci nu e cu absențe, cu P de la prună, este absențe, da? Da, așa e, nu? Cu B de dați la... comentariu. Nu, dați-mă comentariu. Balon. Da, dați comentariu să vedem cum care se scrie, lăsați și voi în comentarii. De asemenea, nu uitați să participați la concursul ăla pe Instagram, este foarte important. Concurs pe Instagram! Ok. Avem aici un clip în care Hussein este certat de concurente. După cum știți, Hussein este omul bun la toate, omul care duce cutia, duce cutia, repară, nu știu, scoate concurența afară, îi bagă înăuntru, le pune cabluri, el face omul, e omul bun la casa omului, om la toate. Cum e Marian la bloc la noi aici, de nebre, spală balconul, mai repară câte o priză, mai știe, iar e perfect. Bun, deci avem aici clipul. Haide! Hussein! Haide! 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 Haide, repede! Lasă-mă! Sus de! Doamne! Sus de! Haide, Andreea! Mă! Da, deci Hussein! Hussein! Băi, Hussein adă cutia, zi tu cum ziceai. Hussein adă cutia. Bă, și care e chestia că merita un pic pus la zi. Adică, frate, pe bune, uneori e stresant rău. În fine, hai să vedem faza cu rusul, că toți suntem la chestiile amuzante. Cum zice rusul la clepsidră? Eclipsă. Ok, vedem acum, hai să vedem videoclipul. Ah, nu, nu supărat, adică genul... Dă-mi eclipsa. Timpul, da, ne zice. Madena. Dă-mi eclipsa, timpul, eclipsa. Elipsă. Eu cred că a zis eclipsa. A zis elipsă după. Clepsidră. A zis elipsă după. Elipsă. A zis eclip. Băi, rusule, ești foarte amuzant, nou, ne place de tine, dar zice clepsidră. Clepsidră? Da, frate, băi, pe bune, eclipsă, ce eclipsă de luna, adu-mi eclipsa, nu, asta era un compliment pentru... A, deci mă, că și eclipsa ține câteva minute, exact cum ține și timpul ăla. A, da, ne-am prins, hai! Dublu sens! Hai, mă, rusul, asta era, mă! Haideți să vedem în continuare, dragilor, pentru că voi întotdeauna vă pregătiți să ieșiți cât mai mult când există un caz social, trebuie neapărat să stați aici pentru că vrem să ajutăm pe cineva. Și cum îl ajutăm prin acest mesaj, deci fiți pe fază și ascultați. Deci, Gaica Elena are tetrapareză spastică și are nevoie de voi, are foarte mare nevoie de voi. Are 5 ani, este din Arad. E așa micuță. Și duceți-vă în bio neapărat și donați. Și să știți că nu totul se rezumă la fanii, și la divertisment și la dramă. Adică știu că v-am amuzat tot clipul și ați așteptat clipul ăsta să vă amuzați, să aflați chestii noi, dar pe bune, gândiți-vă că nu vă luați o ciocolată sau că nu vă duceți la o cafea sau orice și haideți să o ajutăm pe fetița asta să-și trăiască și ea viața, pentru că până la urmă mâine pe mine și ea va clădi, va face ceva pentru societatea noastră, pentru că și noi vom îmbătrâni, iar tineretul va plăti pensiile pe care le vom avea noi la bătrânețe, corect? Corect, dragi noștri! Așa? Acum, avem un cuvânt cheie? Nu. Vreau să vă spun că acest concurs se termină acum. Știți că aveam acel concurs în care terminam vlogurile cu 3 persoane la noi, dar am spus că acel concurs acum. Îl scoatem, dar îl vom scoate acum și îl vom pune pe cel cu lănțicule. Deci nu uitați să intrați pe Instagram să participați la... concurs. Câștigătorul la câștigătorii vlogului trecut o să fie puși la sfârșitul vlogului. Exact, da, îi vom pune, iar de data asta vom avea săptămânal și vă reaminti de acest concurs. Așa. De asemenea, nu uitați să intrați și pe canalul nostru nou, care se numește R&T Spice Vlog, unde vom posta fel și fel de chestii din viața noastră, da, ce mâncăm, cu ce ne spălăm, turul casei, cu ce ne machiem, și... absolut orice, ce cumpărăm, de unde ne cumpărăm. Dragii noștri, pașii concursului sunt followerea Tina de Viaștina oficial, Pe Instagram, subscribe. Aici Reaștina R&T Spice Vlog, like la clip și coment cu particip. Băi, și aveți ocazia. Ideea e că am ales 3 câștigătoare pentru că o să participe foarte, foarte mulți oameni ca de obicei. 3 câștigători pentru că sunt băieți care vor oferi aceste chestii foarte frumoase, aceste accesorii, nu știu, iubitelor lor sau mamelor lor sau, înțelegi? Sunt superbe. De asemenea, avem și cuvinte cheie. Asta înseamnă că stop!
toată lumea se oprește, apasă acum pe like, da? Like, 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 așa și tu. Nu, apasă... Și tu, și tu, vezi că te-am văzut pe tine, dar tu, tu nu ai dat, că tu zici acolo, ce le dau eu la astea, mă, astea au stat, au venit atoptore, mă, hai, mă, apasă. A, așa, așa, bravo. Dragilor, bă, vorbești singură. Păi frate, eu am acoperit. Nu, toată lumea se dea acum like, comment și puteți ca să ajungem la recomandate, exact. Vă iubim mult de tot familie, nu avem cuvinte cheie, da? Trebuie neapărat să alegeți între păr scurt sau păr lung. Eu vreau să zic cane și pahar. Dar în fine. Cane și pahar, nu. Deci păr scurt sau păr lung. Păr scurt, da? Sau păr lung. Alegeți voi, nu știu, scrieți și voi acolo. Pă, fetelor, dacă voi aveți părul lung, scrieți păr lung. Dacă aveți păr scurt, păr scurt. Băieți, dacă vă plac fetele cu părul lung, scrieți păr sau lung. Sau voi băieți dacă aveți păr lung. Pentru că am văzut unii băieți care au părul mai frumos. Da, lăsați-mi par de jos, dar vă rog din suflet. Nu mai le scrieți doar în super chat-ul ăsta unde vorbim acum cu voi și vă zicem, vă pupăm, share, like, comment. Vă rog eu mult de tot, lăsați și par de jos în comentarii normale, pentru că noi le vedem și vă răspundem. Și nu uitați că duminică urmează un nou vlog. Abia vă așteptăm și așa, familie. Deci o zi vom posta pe canalul ăsta, o zi vom posta pe Renti Spice Vlog. Vă pupăm, vă iubim și ne și hai toată lumea pe Instagram! Bogăție!